Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil Ibrahim și Slatir Koglu au fost unul dintre cele mai discutate cupluri din lumea televiziunii turcești. Armonia lor în proiectele la care au participat împreună, sprijinul lor reciproc și prietenia lor au fost urmărite cu mare interes de fanii lor. Cu toate acestea, vestea că acea legătură puternică s-a încheiat a provocat destulă agitație în lumea media. Deși au existat multe speculații cu privire la motivele despărțirii lor, reprezentantul lui Halil Ibrahim a ales să păstreze tăcerea în această problemă până acum. Acum, managerul lor a dezvăluit partea sinceră a despărțirii pentru prima dată, aruncând lumină în culisele incidentului. Vestea că prietenia lui Halil Ibrahim și Slatir Koglu s-a încheiat a afectat profund mulți fani. Fanii care obișnuiesc să-i vadă împreună au întrebat motivele acestei despărțiri și au prezentat diferite teorii pe rețelele de socializare. În timp ce unii fani au crezut că legătura profesională dintre ei a devenit o problemă personală în timp, alții au susținut că această separare s-a produs în întregime din cauza volumului de muncă. Cu toate acestea, până acum nimeni nu a explicat clar motivele reale. Managerul lui Halil Ibrahim a vorbit pentru prima dată despre această despărțire și a explicat sincer procesul de încheiere a prieteniei cuplului. În declarația sa, managerul a precizat că legătura dintre Halil Ibrahim și Slatir Koglu a fost foarte puternică, dar, de-a lungul timpului, amestecul dintre viața lor profesională și cea personală a alterat echilibrul dintre ei. El a subliniat că în această perioadă în care amândoi au fost concentrați pe cariera lor, sarcinile și așteptările profesionale au avut un mare impact asupra relațiilor lor. Managerul a declarat că despărțirea nu a fost cu siguranță produsul unei lupte sau dezacord, dimpotrivă, ambele părți au luat această decizie din respect reciproc. Halil și Sila au decis să se despartă pe cale amiabilă pentru a păstra această legătură dintre ei și pentru a nu se răni unul altuia, virgulă, a spus el, explicând adevăratul motiv din spatele separării. Această declarație a clarificat unele dintre întrebările din mintea multor fani, dar aceștia erau încă curioși de ce despărțirea s-a produs atât de liniștit și brusc. Declarațiile managerului au scos la iveală și procesul emoțional trăit după despărțire. S-a aflat că Halil Ibrahim a trecut printr-o perioadă de introversie după încheierea prieteniei cu Slatir Koglu, iar în această perioadă a încercat să umple golul emoțional pe care l-a trăit dedicându-se muncii sale. Managerul a declarat că Halil Ibrahim nu a vorbit prea mult cu el în timpul acestui proces, dar a observat că are o dificultate emoțională. Halil este o personalitate care încearcă mereu să rămână puternică. Dar această despărțire nu a fost ușoară nici pentru el, virgulă, a adăugat el. S-a susținut că Halil Ibrahim a încercat să-și mențină legătura cu Slatir Koglu în timpul procesului de separare, dar în timp, distanța dintre ei s-a lărgit în mod natural. Managerul a afirmat că acest proces a reprezentat o provocare pentru ambele părți, dar întrucât a existat o despărțire pe cale amiabilă, ambele părți nu și-au pierdut respectul reciproc. Acest lucru a fost o ușurare pentru fani, deoarece i-a bucurat să știe că legătura puternică dintre ei nu a fost ruptă complet. Se știe că și Slatir Koglu a experimentat dificultăți emoționale în timpul procesului de separare. Slatir Koglu a exprimat frecvent în interviurile sale anterioare cât de valoroși au fost pentru el anii petrecuți cu Halil Ibrahim. S-a aflat că Slatir Koglu, care nu a mai apărut în presă o perioadă după despărțire, a încercat să-și revină concentrându-se pe cariera ei în această perioadă. În această perioadă, ambele părți au stat departe de rețelele de socializare, ceea ce a fost observat de fani și a stârnit speculații. Cu toate acestea, declarațiile managerului au făcut această situație puțin mai de înțeles. Reprezentantul lui Halil Ibrahim a declarat că după despărțire a început o nouă eră în viața lui Halil Ibrahim.
Halil și-a stabilit noi obiective pentru a trece prin acest proces și încearcă să le atingă concentrându-se pe cariera sa. Este ca un fel de renaștere pentru el, virgulă, a spus ea, explicând cum a continuat Halil Ibrahim după despărțire. S-a afirmat că în timpul acestui proces, Halil Ibrahim a depus eforturi intense pentru a avea și mai mult succes în proiectele sale, motiv pentru care a preferat să fie singur din când în când. Această schimbare în proiectele lui Halil Ibrahim după vestea despărțirii a atras atenția multor fani. Fanii care l-au văzut pe ecrane mai energici și hotărâți s-au întrebat care sunt motivele din spatele acestei situații și au început să vorbească despre efectele acestui punct de cotitură din viața privată a lui Halil Ibrahim asupra carierei sale. Managerul a declarat că Halil Ibrahim a crescut atât pe plan personal, cât și profesional în această perioadă, iar această despărțire l-a făcut să fie o persoană mai matură și mai hotărâtă. Declarațiile managerului au scos la iveală motivele sincere din spatele sfârșitului prieteniei dintre Halil Ibrahim și Slatir Koglu. Faptul că cuplul și-a încheiat relația pe cale amiabilă a arătat încă o dată cât de maturi sunt, deși dificultățile și suișurile și coborâșurile emoționale trăite în acest proces nu au fost ușoare pentru ambele părți, maturitatea sa în gestionarea acestei situații a sporit respectul fanilor săi. După despărțire, dedicarea lui Halil Ibrahim și Slatir Koglu față de cariera lor a jucat un rol important în a-i ajuta să treacă peste acest proces. Ambele părți au reușit să umple golul emoțional pe care l-au trăit concentrându-se pe munca lor în această perioadă. Managerul a exprimat și efectele acestei despărțiri asupra carierei lui Halil Ibrahim, subliniind că a ieșit mai puternic din acest proces și continuă să adauge succese concentrându-se pe proiectele care urmează. În declarația sa despre despărțire, reprezentantul lui Halil Ibrahim a explicat și modul în care Halil Ibrahim a învățat lecții din acest proces și cum și-a remodelat viața. Această separare a fost un punct de cotitură în viața lui Halil. În această perioadă s-a maturizat atât pe plan personal, cât și profesional. Acum plănuiește să deschidă o nouă pagină în cariera sa concentrându-se pe proiectele care urmează, virgulă, s-a referit și la planurile de viitor ale lui Halil Ibrahim. Fanii sunt curioși să afle prin ce a trecut Slatir Koglu în timpul acestui proces de separare și cum s-a concentrat ulterior asupra carierei ei. Faptul că Slatir Koglu a decis să rămână tăcută în timpul acestui proces este considerat un indiciu al dificultăților emoționale pe care le-a experimentat. Cu toate acestea, se știe că, la fel ca Halil Ibrahim, s-a concentrat asupra carierei sale pentru a depăși acest proces și a umplut golul emoțional pe care l-a trăit cu energia pe care a adus-o în munca sa. Sfârșitul prieteniei dintre Halil Ibrahim și Slatir Koglu a avut un mare impact asupra lumii televiziunii turcești. Despărțirea lor a fost o mare surpriză nu numai pentru fanii lor, ci și pentru lumea media. Cu toate acestea, apariția motivelor sincere din spatele acestei despărțiri a venit ca o ușurare atât pentru fani, cât și pentru mass media. Halil Ibrahim și Slatir Koglu preferă să tacă deocamdată despre cum vor continua viața lor după această separare. Cu toate acestea, poziția matură și hotărâtă a ambelor părți în acest proces a demonstrat încă o dată cât de puternice au fost ca indivizi. După această despărțire, ambele părți se pregătesc să deschidă o nouă pagină în viața lor, concentrându-se pe cariera lor. Drept urmare, sfârșitul prieteniei dintre Halil Ibrahim și Slatir Koglu a fost o veste tristă pentru mulți fani. Cu toate acestea, declarațiile sincere ale managerului au relevat cât de matur și de respectuos a fost acest proces. Pascali.